pensiile au parte de o nouă majorare. Care seniori beneficiază de 350 de lei în plus? Conform anunțului făcut de Ministrul Muncii, Bucurau-Prescu, seniorii vor avea parte de o nouă creștere a pensiilor. De asemenea, Ministrul Muncii a precizat și suma de bani care urmează să fie primită de pensionari. Astfel, potrivit informațiilor oficiale, seniorii vor beneficia, peste aproximativ două luni, de 350 de lei în plus. Pensiile au parte de o nouă majorare. Noua lege a pensiilor de la 1 septembrie a vizat undeva la 4.800.000 de pensionari. Astfel, undeva la milioane de seniori au primit o pensie mai mare în urma recalculării. În ceea ce privește creșterea medie, aceasta a fost de 640 de lei. Astfel, România a ajuns la o pensie medie de 2.700 de lei. La data de 1 octombrie, pensionarii au avut parte de încă o veste bună pragul de impozitare s-a majorat de la 2.000 de lei la 3.000 de lei. Ca urmare, seniorii care dispun de venituri sub 3.000 de lei nu sunt nevoiți să plătească impozit. Cei care se încadrează în pragul de până la 3.000 de lei pensie vor plăți 0 lei impozit. De asemenea, cei care dispun de venituri până în 4.000 de lei, impozitul este de 100 de lei. La 5.000 de lei pensie, seniorii sunt nevoiți să plătească un impozit de 200 de lei. Conform legii, la fiecare 1 ianuarie, pensiile se indexează. Astfel, Bucurau Prescu a precizat cu cât vor crește pensiile începând de la 1 ianuarie. Pensii indexată cu cel puțin 10%. Avem o majorare a valorii punctului de referință. Aceasta va fi cu inflația, plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu pe economie. Cunoaștem deja inflația 10,4% pe anul 2023, fiindcă aceasta este perioada de referință. Institutul Național de Statistic transmite Ministerul Muncii și Casei Naționale de Pensii Publice toate datele și după ce facem calculele, venim și cu datele oficiale. Dar putem să spunem sigur că vom avea în 2025 o creștere a valorii punctului de referință de peste 10,4%, a spus Simona Bucurau Prescu. Ca urmare, dacă vom avea o creștere reală a câștigului salarial mediu pe economie de 4%, asta ar însemna că în momentul indexării se vor mai adăuga 2%. Astfel, vom avea o indexare de 10,4%. În ceea ce privește sistemul public de pensii, ministrul Munci a precizat că în România, acesta este mult mai bun decât în alte state europene. De asemenea, aceasta a declarat că țara noastră stă mai bine decât alte state membre ale UE astfel. În România sunt undeva la 5.700.000 de angajați și sunt undeva la 6,7 milioane de contracte de muncă. Pe de altă parte, numărul pensionarilor este de aproximativ 4,6 milioane. Sistemul public de pensii în România este mai bun decât în alte țări ale Uniunii Europene. Și aici unul dintre răspunsurile pe care le-am dat împreună cu colegii noștri și experții de la Banca Mondială în realizarea reformei sistemului public de pensii a fost cel legat de sustenabilitate, a mai spus Bucura Oprescu, potrivit Newsweek.